Excelentă a rezolvat această fază, sunt Mortean, prea relaxat sunt Mortean, Măzărache acum, poate înscrie Măzărache, gol! Craiova, 1-0, minutul 53, și un zâmbet larg pe fața lui Gigi Mulțescu, a cincea reușită stagională pentru Moise Măzărache, n-a avut nicio șansă Stanca. Eram foarte, foarte relaxat Simortean. Minutul 53. Iată, de aici pleacă totul. Este interceptată de Zlatinski. Aici viteza lui Zărac, explozia sa. O colaborare acolo cu Voiculeț. Pleașcă, are timp să centreze. O face lovitură de cap și gol! Gol, gol! Țucudean! 1-1, Craiova, Panduri. Este exact ceea ce spuneam mai devreme. Când ia în teren, ia în atac pe Țucudean și pe Valentin Alexandru, trebuie să oferi centrări, să vii cu multe mici din flanc. O centrare foarte, foarte bună pe care o oferă, iată, Pleașcă și finalizarea lui George Țucudean. Golul 5 în acest sezon. Foarte departe a stat Bancu, a fost pasiv la această fază. Nu l-a întâmpinat pe Pleașcă, acesta are timp să centreze. Briceag cu o centrare bună, lovitură de cap, gol! Andrei Ivan și saltul său deja clasic în minutul 90 marchează Ivan, dar cine îl marca? Cine trebuia să-l marcheze pe Ivan? Nu era nimeni lângă el. Ce greșeală în defensiva gorjenilor. Craiova revine în avantaj. Încă un meci cu emoții pentru Gigi Mulțescu. Singur el acolo, Andrei Ivan, era și Gustavo lângă el. S-a uitat pur și simplu Vasilievici, centrarea lui Briceag.